În această ediție Asfalt de Moldova vom merge în satul care a dat naștere unui număr record de medici pe țară. O fi de vină localitatea că a impus acest trend printre tineri sau viceversa. Oamenii în halate albe au dus faima satului Plopi în lume. Vom afla de la chirurgul cardiovascular Aureliu Bătrânac. V-am văzut la televizor și doamne, să-l ții pe omul ăsta. Sănătate, mulți nu îmbătrânească niciodată, pe lume că rămân de aur. Mulțumesc frumos! Sunt fericită că am așa fișoar, dar nu mă mândresc, nu vreau. E păcat ca să fii mândru. Așa... Simplu, asta Dumnezeu i-a dat darul ăsta, nu eu, El am dat și eu nu vreau să mă fac mândră. Asta Dumnezeu nu mai i-a dat așa ceva lui. Eu de multe ori mă gândesc, de cine i-a dat așa fișoar? E chinuitoare profesia asta, nu? Foarte. Eu nu ne închipui cum e asta și că, cât de greu e. Dar ne închipui că e tare greu. Când am văzut la un video acolo câți ochelari pe ochi. Salut! Salut, Maxi! Ce faci tu, puiu? Pupici, pupici, pupici pe papa. Papa, uite, frumoasă!